Membrii noului cabinet condus de Mihai Răzvan Ungureanu au depus jurământul la Palatul Cotroceni în fața președintelui Traian Băsescu. Senatorul Mircea Andrei, președintele PDL Argeș, a venit de la București încrezător în noul guvern. Este prima dată din 1990 până astăzi, 22 de ani, 21 spre 22, când un partid este capabil să schimbe total garnitura la sfârșitul unei crize profunde, să reușească să pună un nou guvern în numai 3 zile, în a patra zi deja avem depunerea jurământului și cred că este bine să spunem că se observă forța pe care PDL-ul o are la nivel de organizare și la nivel de structură de personal. Totodată, senatorul a afirmat că vechiul guvern trebuia schimbat fiind nevoie de un suflu nou. Guvernul Boc nu mai avea, să spunem așa, un rost să rămână. Se epuizase ca și potențial. Ai nevoie de un suflu nou, ai nevoie de sânge nou în acest lucru, în activitatea economică, în executivul central. Forța Partidului Democrat și forța Dreptei a fost întotdeauna, au fost tinerii. Am pus un guvern format 80% din tineri. Mircea Andrei a completat că pentru prima dată discursul lui Victor Ponta a fost unul de apreciat, deși a creat tensiuni în USL și că în cele din urmă se pare că a înțeles că nu populismul aduce PSD-ul la guvernare, ci echilibrul economic.